Dragi concetățeni, dragi prieteni, întreaga societate se confruntă cu mari provocări și întreaga societate este pusă la grea încercare, la fel ca și democrația, statul de drept și imaginea noastră, imaginea internațională a Republicii Moldova. Voi știți, dragi prieteni, cum se trăiește în Moldova. Cât de greu să fac și banii munciți din greu și care devin tot mai puțini. Aproape că nu au mai rămas prieteni sau rude care iată că trec prin COVID și pentru care ne rugăm să treacă cu bine, ușor și fără consecințe. Vedeți că în timp ce fiecare din noi luptă pentru viață, Dodon și acoliții săi își fac de cap, atât în guvern, în parlament și peste tot unde au ajuns. Primăvara, noi cei de la Promoldova am zis că este momentul să facem front comun, toți, împotriva pandemiei. Dar ne-am trezit ulterior cu lupte politice, iată că ne-am trezit cu legi care atentează la limba noastră, la libertate și la bunăstarea noastră. Promoldova a început lupta cu acest regim, criticând și formulând propuneri și soluții. Dar de unde? Căpetenii acestui regim, Igor Dodon, nici să audă, nici să vadă strigătele de disperare și nevoile societății. Stabilitatea de care ne tot vorbea Dodon a însemnat două guverne într-un an, a însemnat izolare internațională, sute de mii de șomeri, copii neșcolarizați, bătrâni lăsați în voia sorții, dezlănțuirea pandemiei și mii de vieți pierdute până astăzi. Vă aduceți aminte, dragi prieteni, Promoldova a pornit campania Dodon pleacă. Ca să scăpăm țara de acest criminal regim, ca să scăpăm țara de acest regim abuziv și antidemocratic. Și această luptă a noastră, a întregii societăți, a noastră tuturor, a culminat pe ziua de 15 noiembrie, atunci când majoritatea cetățenilor țării și din țară și de peste hotare au ales schimbarea. Au ales să schimbe ceva în țară și astfel noi toți să-i arătăm lui Dodon că trebuie să plece. Dar iată că Dodon nu vrea să plece. Nu vrea să plece așa el cu una cu două și disperat se ține de putere. Și Dodon vrea să se răzbune pentru că a pierdut fotoliul său de șef, pentru că trebuie să-și facă bagajele și să plece de la Condrița, din mașinile sale luxoase și din confortul pe care îl are. Și mai ales, Dodon vrea să ne arăte nouă întregii societăți că suntem slabi, neorganizați, neconsolidați și că el poate încă să iasă victorios, chiar după ce a pierdut și a primit această palmă din partea întregii societăți care cu adevărat își dorește schimbare. Zilele trecute, el, Dodon, alias, cum îl știm noi toți, ba Porumbelu, ba Igor Klimrinovici Kuliok, disperat de putere împreună cu acoliții săi în Parlament, a încălcat Constituția, a încălcat legile acestei țări și a aprobat acte care ne șterbesc și din imaginea noastră internațională. Zilele trecute, Dodon a arătat că o promisiune făcută de Republica Moldova, de exemplu partenerului său strategic, Statele Unite ale Americii, poate fi încălcată și nu contează. O țară, un aliat care de 30 de ani este alături de noi și ne-a ajutat cu miliarde de dolari, nu contează o promisiune pe care o faci și o înțelegere. Așa că între doi bărbați, de exemplu, poți să-ți încalci cuvântul.
Tot ce s-a întâmplat zilele trecute în Parlament a fost condamnat de comunitatea internațională, de clasa politică care înțelege responsabilitatea zilei în care trăim și de întreaga societate. Iată de ce este important ca noi toți, chiar dacă suntem diferiți, și suntem diferiți, chiar dacă avem viziuni politice diferite, dar noi toți ne-am dorit schimbare și ne dorim această schimbare. Și iată de ce noi, consolidat, uniți toți, diferiți cum suntem, trebuie să ieșim mâine la protest și să-i amintim acestui individ, să-i amintim că pe data de 15 întreaga țară i-a cerut să plece. Vă îndemn, dragi prieteni, și simpatizanți și membri ai echipei ProMoldova și toți ceilalți care vă pasă de țară și care vă doriți schimbare în continuare, mâine să ieșim toți la protest în piața Adunării Naționale la ora 11 și să-i arătăm acestui individ că nouă nu ne este teamă, că nu suntem slabi și că putem fi consolidați și uniți, chiar dacă suntem diferiți. Vă îndemn, dragi prieteni, să ne revedem toți mâine în piața Marea Adunării Naționale la ora 11, dar în același timp să fim prudenți, să avem grijă, să păstrăm distanța socială, să purtăm mască și chiar să-i demonstrăm acestui regim că inclusiv în contextul pandemiei, noi, cetățenii țării, știm să fim responsabili și să luptăm pentru drepturile noastre. Și că cel care, sau cei care se țin cu disperare de putere, nu vor avea nicio șansă în fața voinței poporului și a națiunii noastre. Ne revedem mâine în piața Marea Adunării Naționale la ora 11 și prin diversitatea noastră să fim uniți. Și cu siguranță vom avea victorie. Vă mulțumesc foarte mult!